Salutare, jupăinilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Rolbe Vădumești. Ei bine, jupăinilor, înainte de a începe acest nou episod, v-aș ruga tare, tare mult să apăsați acolo butonașul de subscribe, cel de like și nu în ultimul rând să lăsați un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos, pentru că dacă aveți vreo nelămurire, eu o să încerc să vă ajut, așa că haideți cu un follow și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupăinilor, suntem la stâne de data asta. Și aici, după cum vedeți, am urcat dita mai UTB-ul pe Sprinter, pentru că trebuie să-l ducem până la Neugen să-i schimbe nu știu ce o treabă pe aici la axa de virare jos aici, trebuie să-i mai sudeze nu știu ce, pentru că cam joacă și face figuri când e pe, când se ridică pe două roți pe spate, am văzut. Așa că hai să ne urcăm în Sprinter și să mergem direct la Neugen acolo, că el mai avea niște scule de aparate de sudură, mai avea niște treburi, na, se pricepe om oricum. Și am să-l duc la el pentru că îl repară și na, îi dau și lui acolo un bacșiș, bineînțeles că mai mult de două ore nu cred că o să iasă ei. Sau hai, două, trei ore, hai, câteva ceasuri pe acolo să sudeze sau ce o să mai trebuiască să-i facă. Dacă e ceva mă sună și îmi zice, uite, mai trebuie aia, mai trebuie aia și să-mi facă și un preț, bineînțeles. Hai să mergem acolo și să lăsați acolo un mare, mare like acolo, acum în forță pentru a strânge peste 400 de like-uri. Haideți acum în forță, bineînțeles. Ce să mai, acum o să trebuiască să mergem mâine iarăși la pădure, deci mâine ce-i? Mâine-i luni abia, nu? Da, mâine-i luni, o să mergem iarăși la pădure, o să facem, cred că o să mergem cu mazul de data asta, doar că în pădure la ceilalți, la ăștia de aici, de la pădurea asta privată, o să mergem de data asta, dar bineînțeles nu-i problemă pentru că noi avem, e și mai aproape dacă stau și mă gândesc decât asta pe care o am eu în partea aia la altă. Dar, na, m-am interesat, deocamdată nu e de vânzare, pentru că chiar am vrut să cumpăr o parte din ea. Na, dădeam 30, 40, 50, 100 de mii de euro, hai, maxim, cât puteam să dau pe o bucată de pământ de pădure, dar că nu e de vânzare și când o să o scoată, o să anunțe și o să mă contacteze pe mine primul, când, bine, printre primii, că mai erau și care mai voiau să cumpere, nu numai eu. Și ce să mai, acum, hai să vedem, acum cum ne încadrăm aici, să băgăm în curte la nea Eugen. Mai în față, ia uite aici, stai că mă bag direct pe stânga că nu se poate. Ia uite X6-le cum stă aici la poartă frumos. Da, într-adevăr, hai că o să fac în felul următor. O să ne dăm jos, el mi-a zis deschide porțile și bagă furgoneta și cred că așa am să fac. Doar că hai că deschid porțile și cred că iese el afară dacă e să mă vadă. Hai că eu am deschis porțile, sper să nu strige acum lumea la mine. Băi, uite hoțul. Da, mai râdem, mai glumim. Hai să vedem, să încercăm să băgăm și noi furgoneta în... Hai că o băgăm dacă e. Hai, tată, hai, rupe-o. Dacă nu, stați așa, facem în felul următor. O să trebuiască să ne încadrăm tare în malul ăsta, dar să nu rupem naibii ceva pe la Sprinter. Atâta, hai că a luat-o, tată, ia uite-o cum a luat-o, da, șmecher. Of, trebuie să ne încadrăm cumva pe aici. Hai că lăsăm aici în față, dacă e și om vedea ce-o mai face. Ia, ușor, gata. Hai că ne-am încadrat binișor, nu? Bun, să ne dăm jos, nu opresc furgoneta, că oricum trebuie să scot calele alea, să-l dau jos, e mai mult, mai complicat. Așa că să-l aștept pe nea Eugen, dar nu pe unele, prin grădină, prin spate, pe unde, că văd că nu iese. În fine, l-aștept aici și na. Am revenit, jupânilor, până la urmă o să pună el pe buturugi tractorul, a venit. Acum s-a dus să-și aducă sculele. Stai că eu mi-am oprit, mi-am scos cheile de contact în loc să bag în viteză. Hai să băgăm în viteză și să mergem direct înapoi la stână, că mai avem de treabă. Azi ce-i, duminică, hai că... Cred că o să apară episodul ăsta un pic mai târziu, cred. Dar acum să vedem cum mă încadrez și eu cu treaba pe lângă. Hai să vedem. Dăm la dreapta și oprim și noi avariile, că mă doare capul deja. Cât îmi pâlpâie asta în față aici. Da, hai să vedem ce mai avem de făcut. Să mă mai uit pe... Să mai uit pe terenurile alea pe care le mai am eu de... De arat, de discuit, am de discuit acum vreo câteva, dar o să vedem pentru că am câteva care sunt mai departe terenurile respective și o să trebuiască să mă duc până la urmă, dar cred că tot cu TB-urile mă duc, că astea-s baza deocamdată. Hai să vedem care-i treaba, că nu se mai poate, trebuie să mai vin un nene cumpărător să cumpere niște văcuțe, cred că undeva pe săptămâna viitoare la sfârșit. Dar mă vom vedea, bineînțeles, vom vedea exact. Hai să-i dăm pe aici la stânga și ușor. Și frână. Atâta. Hai să-i dăm în gușă, că
Nu se mai poate, ce să mai... Trebuie să mergem și la Cosit iarăși. Mamă, dar cred că să mă bag de pe acum la Cosit, nu știu ce să fac. Că am o mulțime de treburi pe cap, serios de nu. Aici unde să parchez, hai că îl duc tot în... Îl duc tot acolo în spate, furgoneta, și o bag tot cu spatele așa frumos. Na, ce să mai zicem. Băgăm și noi frumos pe aici, un pic. Și v-am spus, cred că o să bag dacă nu la discuit, după cum v-am și zis. O să iau discul și aia e. Mă duc la discuit de nebun un pic până mai pe seară, până se lasă, până apune soarele și după mă duc și eu acasă. Hai să vedem, băgăm în viteză. Pornim, hai că ne pornim, pornește, bă, dar să deschid un geam aici, că, bă, e cald de mor, mă, nu poți să-ți faci treaba, bă, cald de mor, serios de mor. Pe ăsta n-am nici ventilator, nici nimica, da, aia e, suportăm și așa, ce să facem, nu? Doar nu o să lăsăm noi, nu o să stăm noi pe tușă din simplu fapt că e cald, nu? Într-adevăr, azi a fost vreo 30 de grade, 31 pic, cred că s-au simțit destul de tare, pot să zic. Hai să cuplăm și firele și tot, ridicăm bineînțeles discul și să mergem direct la treabă, că nas, nu se mai poate. Am luat discul ăsta că, cum să vă zic eu vouă, că am făcea figuri la Nea Nelucică când l-a luat el ultima dată, când al alter l-a luat el la treabă și că făcea figuri, că pe o parte stătea, pe o parte nu se cobora. Acum să vedem la, că la mine tot la fel face, că dacă face tot la fel o să trebuiască să-l vând, înseamnă. Ce să mai... Hai să mergem direct pe terenurile respective, pe care chiar le avem de discuit. Chiar le avem. Pe care le avem, bineînțeles, că na. Și să le discuim. Ce să mai... Că o să urmeze să băgăm iarăși la semănat puternic. Chiar că puternic o să băgăm de data asta. Ia să vedem pe care le avem noi pe aici, pe zonă. Să ne uităm bine, bine de tot. Dacă nu ne coborăm pe vale, dacă au terminat tot băieții aici de discuit. Ia uite că aici... În mare parte văd că au terminat. A, uite, nu, hai că o să mă întorc la asta mai mică. Acum hai să mergem la parcelele astea care trebuie să le discui în forță, nu ca așa. Aici sunt vreo două brazi de discuit, așa că nici nu mă complic deocamdată. O să mergem acolo unde într-adevăr e nevoie. Hai să vedem, hop, ne coborăm frumos aici pe vale și dăm la dreapta. Bine că nu are grape pe spate discul ăsta, că dacă avea grape, trebuia să fiu atentare și s-ar putea să fi și agățat grapele respective, dacă era, dar bine că n-are. Hai să vedem, hop, trecem și noi aici podulețul ăsta, tata, așa, și dă-i tot în față, că e jale mare, jale mare, nu pot să zic că nu. Stai mă, pe unde o iau eu? Stai mă, că eu mă încurc aici. Trebuie să o iau pe la dreapta, băi băiatule, fii atent ce încurcătură făceam eu pe aici. Ce încurcătură făceam eu pe aici, fii atent. Hai să o luăm pe aici la stânga, că pe aici trebuia eu să o iau, dar uite că m-am încurcat. Ce să faci, până la urmă se mai încurcă și omul, nu? Dacă nu se încurcă, nu-i om, vorba aia. Da, na. Hai să vedem, pe aici ai discui, n-am treabă, pentru că eu am fost aici ultima oară să discui. Pe aici, pe care l-am eu, tot mai în capă, dar nu are treabă. Hai să vedem mai în față, pe părțile astea alte. Hai că pe aici o să trebuiască, cred că presim că să mă bag. S-ar putea să nu fie pe aici deloc băgate la... Da, uite-l. Deci ce ziceam, ăsta. Hai să vedem, lăsăm jos discul. Stai că vreau să o iau mai din spate un pic. Lăsăm jos discul și hai să-i dăm tata că nu se poate. Ia uite, ușor așa, frumos, elegant. Hai să vedem că e mișto tare. Na, și acum mă bag la discuit. Acum termin aici, mă bag pe parcela cealaltă. După aia ce o să mai fac? Cred că o să mă mai bag mai prin părțile celelalte, mai în față. Am niște parcele, am mai la distanță mai încolo. Și cred că și alea trebuie să discute. Nu m-am uitat, nu le-am verificat, pentru că o să trebuiască să mă duc mâine în tură să le verific pe toate. Deci pe toate, am multe parcele, dar nu știu dacă termin într-o zi de verificat. Trebuie să le și notez, trebuie să le bag și în tabelul meu pe care le-am acolo, că băi, alea trebuie discuite, alea trebuie arate, alea trebuie semănate, alea trebuie, na, tot așa mai departe, ați înțeles voi. Și na, să vedem acum cum încadrez și cu timpul, mâine e luni, marți, merg, nu, să vedem acum, dacă mă duc mâine la asta, cum îi spune, la verificat de parcele și trebuie să mă duc și la pădure, trebuie să mă duc și nu știu unde mama naibii, că trebuie să mă duc și la primărie. Să văd cum mă încadrez cu timp.
să văd, că nu știu ce să zic. Dacă o să mă încadrez cu timpul, o să mă duc. Dacă nu, aia, vom vedea noi. Și da, ce să mai acum, uite ce bine discutăm noi cu discul ăsta de pe spate, că a zis Danielu că nu merge, dar bă, că la mine n-a făcut figuri. Bă, că la mine n-a făcut figuri, am știut cum să-l iau, nu? Vorba aia. Am știut cum să-l iau de când lucrez eu cu discul ăsta, de mult tare. Hai să lăsăm și aici și ia uite, tata, ce frumos. Aici a rămas eu un podmolit ultima oară. Dacă țineți voi minte de mult, dacă vreo câteva luni, am rămas în podmolit și nu s-a făcut arătura bine. Și o să bag discul direct, că n-am ce să fac. Și asta este, na, cam asta e situația. Mai merg farurile astea? Hai că mai merg, n-au treabă. Da, jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut, nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles. Un subscribe să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare vă urez mai bine și noi ne vom vedea, bineînțeles, în următorul episod.